Având în vedere decizia autorităților de a prelungi starea de alertă situație în care nu există un cadru legal pentru disputarea partidelor oficiale, membrii Biroului Federal al Federației Române de Rugby au decis ca reluarea competițiilor rezervate seniorilor, Campionatul Național de Rugby 7, Cupa României și Superliga, programate pentru a fi reluate în luna iulie, respectiv luna august, să se amâne, se arată într-un comunicat al Federației de pe pagina oficială de Facebook. Oficialii federației precizează că va fi alcătuit un program competițional în funcție de măsurile luate de autorități.